Luni 13 martie, Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Ploiești a organizat în Amfiteatrul Petrom al Universității Petrol și Gaze Ploiești o conferință de lansare a programului Startup Nation. Evenimentul a fost susținut de Harry Ilan Laufer, secretar de stat în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, coordonator al sectorului IMM, și de Adrian Mlădinoiu, secretar de stat în Secretariatul General al Guvernului. La prezidiu au mai fost prezenți profesor universitar dr. inginer Daniela Angela Buzoianu, prorectorul Universității Petrol și Gaze Ploiești, și George Constantin Brezoi, șef Oficiul Teritorial pentru IMM-uri și Cooperație din Ploiești. Acest program este o promisiune a Guvernului României, o promisiune care va fi implementată începând cu acest an. Este un program care vine în complementarea mai multor măsuri pe care Guvernul le ia în acest moment pentru a stimula mediul de afaceri din România, mediul antreprenorial. Secretarul de stat a prezentat în fața celor peste 300 de participanți la conferință, cu ajutorul unor slide-uri, modalitățile în care se implementează proiectul, dar și modul în care acest program poate fi accesat de cei care doresc să își înceapă o afacere cu fonduri nerambursabile de la stat, dar și condițiile pe care aceștia trebuie să le îndeplinească. Inițial, acest program avea un grant maximum de 200.000 de lei. Fonduri nerambursabile cu aport propriu zero din partea celor care urmau să aplice și fiind foarte multe cereri din partea, în mod special a tinerilor care doresc să-și înceapă o afacere și care nu-și doresc să-și asume două locuri de muncă, ci un singur loc de muncă, luăm un calcul foarte serios în acest moment introducerea și acestei condiții. Deci, un singur loc de muncă pentru un grant maxim de 100.000 de lei și două locuri de muncă pentru un grant maxim de 200.000 de lei. Și acum o să vă explic care sunt condițiile pe care trebuie să le îndepliniți pentru a deveni eligibil în acest program. Prima condiție este să creați o societate comercială după data de 30 ianuarie 2017, data la care a fost adoptată ordonanța pentru acest proiect. Trebuie să creați un loc de muncă, respectiv două locuri de muncă, în funcție de grantul la care doriți să aplicați 100.000 sau 200.000 de lei, și să mențineți aceste locuri de muncă pe o perioadă de 3 ani de zile. Acestea sunt toate condițiile pe care dumneavoastră trebuie să le îndepliniți. Mi se par de bun simț și destul de clare și ușor de aplicat.